În jur de o treime din populația județului Hunedoara cu vârsta de peste 12 ani are făcută schema completă de vaccinare anticovid. În ceea ce privește copiii între 12 și 18 ani, care sunt în general elevi și au nevoie de acceptul părinților pentru imunizare, rata de vaccinare este și mai mică, fiind, conform inspectorului școlar general al județului Hunedoara, Ilie Pârvan, cam de 25%. Suntem în curs de a completa niște machete în unitățile de învățământ. Cam în direcția asta se îndreaptă și județul Hunedoara, nu facem excepție din acest punct de vedere. Deci, dintre chestionarele de vaccinare, aproximativ 3 sferți din acestea au fost semnalate ca fiind cu refuz din partea părinților. Și mai mică este rata de testare anticovid a elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, acesta fiind de circa 10%, părinții refuzând și această metodă. În ceea ce privește testarea elevilor, am luat legătura cu, ținem legătura de fapt cu Direcția de Sănătate Publică și au fost distribuite în unitățile de învățământ care au cabinete medicale 2023 de teste. Ce putem spune legat de aceste teste e că nu este totuși, să zic, un apetit al elevilor, al părinților spre aceste teste. Din cele distribuite, doar 103 au fost făcute, sunt teste rapide și au fost depistate doar 2 cazuri pozitive. Suspendarea cursurilor, activitatea online a conducerilor unităților de învățământ, ținând cont și de părerile părinților, se merge pe acele 14 zile fără a se recurge la, în bună parte, fără a se recurge la aceste teste rapide. Rămâne de văzut reacția părinților la testele neinvazive cu probe de salivă. 70 de milioane de astfel de exemplare urmând a ajunge în țară și vor fi împărțite în perioada imediat următoare în școlile din România.